Stimați invitați, dragi prieteni, vă mulțumim noi, regizorul Horia Muntenuș, și EnergoBit, autorii acestui proiect. Vă mulțumim pentru că ați acceptat să fiți părtași de mersul nostru. Am dorit să zăbovim împreună, preț de câteva ore, în liniște, departe de tumultul cotidian, de e-mail-uri, de breaking news, și să vibrăm cu toții la emoția reîntâlnirii cu Brâncuși, cel care a reușit să redea artei sensul ei primordial mântuitor. Este o mare pentru mine să fiu aici, la acest eveniment extraordinar, și înainte de orice ar spune despre opera lui Brâncuși, dați-mi voie să-i mulțumesc celor de la EnergoBit, o firmă puternică. Filmul tratează istoria zbuciumată a unui monument important al nostru, al lumii, Asamblul Monumental Sculptural Calea Eroilor de la Târgu Jiu. Scriitorul Horia Muntenuș este și publicist, este și un mare poet, dar, din punctul meu de vedere, a transformat acest film de artă istorică, de istoria artei, într-un reportaj istoric. Noi cu Horia Muntenuș ne-am întâlnit acum 23-24 de ani. Împreună făceam o revistă aici la Cluj. În anul 88, 89, 90, până când a dispărut Napoca Universitară, și mă bucur că Horia a reușit să facă un astfel de film documentar. Suntem într-un an comemorativ, se împlinesc 55 de ani de la moartea sculptorului și nu știu dacă noi, în febrele pe care le trăim, mai avem atât de multă atenție față de ceea ce se întâmplă cu opera lui. A revoluționat sculptura în secolul 20, dar cred că și pentru secolul 21 a lăsat o moștenire despre care poate nici în acest moment nu ne dăm seama cât de valoroasă este această moștenire. 1996-2000, moment în care coloana infinită a fost demontată, demolată, sălbatic, chinuită. Am făcut un pas mare în a ne deschide niște perspective de gândire asupra, știu eu, legăturii noastre între rădăcină, trunchi, care poate să fie Brâncuși, și viitor. El s-a dus chiar în miezul problemelor și nu l-a impresionat nimic decât să creeze o operă autentică a poporului român. Ce este, bineînțeles, îndreptățit ce ați făcut. Ce să zic, tot trebuie să vă mulțumim pentru efortul de a face un asemenea film. M-a impresionat și imaginea de la sfârșit. Domnul Nucu Andrea a interpretat la frunză variații grave, variații solemne, variații de diferite temperaturi ale Ciulandrei. Ciulandrea a fost și rămâne în filmul acesta tema de bază a coloanei sonore. De ce? Pentru că este un cântec mistic, un cântec grav, un cântec inițiatic, un cântec solemn, un cântec vesel adesea, un cântec pe care se poate dansa. Un cântec cu care te poți duce în orice stare, în funcție de abordările pe care le poți avea. Deci nu știți ce vă las eu vouă, zice Brâncuși. Să ne referim numai la Brâncuși. Brâncuși este cea mai importantă personalitate, cel mai important om din România. A ajuns cel mai sus posibil. Nu știm cum. Un țăran din Hobița. Filmul ne-a lăsat puțin... ne-am pietit, pentru că ne-a pus în fața unor imagini, a unui unghi de vedere cu totul inedit, față de alte filme de acest gen. Ar fi multe de spus despre motivațiile care m-au îndemnat să tratez astfel de subiecte legate de Brâncuși. Sunt absolut convins că am adus lucruri inedite. Sunt absolut convins că, iată, una oară, unele documente prezentate în film se credeau pierdute, că istoria le-ar fi putut înghiți, arunca la coș. Este un strigăt a brâncușologului Horia Muntenuș, ca astfel de lucruri să nu se mai întâmple. L-am omorât, cum spunea însuși Brâncuși, l-am omorât de 2 ori. Și ar trebui ca asta să nu se mai întâmple. În documentarul artistic al lui Horia Muntenuș, Constantin Brâncuși e întruchipat de Nucu Andrea, cel care cântă din frunză. A fost o onoare deosebită să fiu cooptat pentru realizarea acestui film în mai multe secvențe ale lui. În speță pentru citirea aforismelor lui Brâncuși, pe urmă Brâncuși știa să cânte la frunză. Și de aici, de fapt, a pornit toată problema. Brâncuși avea o voce splendidă de bas, cânta în corul bisericii, înainte de a pleca în pribegia care, pe urmă, a și rămas, și cânta la caval și la fluier și cânta și din frunză. Cum a fost? A trebuit să vă pregătiți în mod special pentru rolul acesta? Păi, a fost o pregătire specială. De atitudine. M-a impresionat profunzimea documentării. Sunt lucruri rare, asupra cărora trebuie să medităm. Sunt momente în care, într-adevăr, ne înălțăm către lumină, dar sunt și alte aspecte asupra cărora, de fapt, rămâne un gust amar. Asta ne-a fost istorie. Și Horia Muntenuș spune cu multă patimă, aproape cu strigăt, scoate, de fapt, în evidență, de un film memento. Nu e voie să uităm. Adică sunt lucruri care creează măreții și splendoare unui neam, dar și altele care, până la urmă, trebuie undeva să fie mai departe invitate. Asta este mare, de fapt, atu al filmului, care, într-adevăr, nu e un subiect comod, este o încercare îndrăzneață, dar e frumos când ajungi la izbândă. Vă fericit! Eu cunosc pe Horia Muntenuș de câțiva ani și eu cunoșteam de scriitor. În niciun caz de un realizator atât de excepțional de un astfel de documentar, care pentru mine a fost cutremurător. În ceea ce privește realizarea filmului, mi-au plăcut foarte mult cele 2 planuri coloristice, alb-negru, cenușiu, iarnă, cum ați început, și apoi trecerea planului cu color. Dar nu stăteați prea mult în planul color, vă întorceați în pozele alb-negru și așa mai departe. Și aceste 2 planuri coloristice m-a făcut să înțeleg că ceea ce trăim este într-o veșnică rotație și dacă la un moment dat, să zicem acum, este o perioadă cât de cât deschisă pentru artă, s-ar putea să vină din nou cenușiu și ar fi bine cât timp este color să reușim să mai facem ceva pentru Brâncuși. Cu ocazia aniversării mele, tocmai am împlinit vârsta de o jumătate de secol. Pentru a marca sfârșitul uceniciei mele, după 30 de ani de muncă, mi-am luat curajul să prezint un mic ansamblu din ceea ce am putut strânge din tot acest lucru. Mă scuz că am venit cu atât de puțin și atât de târziu. Atât de puțin pentru că o mai mare parte a lucrărilor nu se mai află în stăpânirea mea și nu le pot avea. Autorul filmului, poetul Horia Muntenuș, a umblat ani de zile pe urmele lui Brâncuși, în Retezat, Peștișani, Hobița, Pasul Vulcan. Între multele sale drumuri l-am găsit la telefon. Tratează istoria monumentului de la Târgu Jiu. Și aia este una tragică, are și părți de absurd, are și părți de umor. Noi acolo avem un monument care exprimă, așa după cum au spus cititorii unui cotidian central la o anchetă, exprimă simbolul României. Chiar dacă monumentul e izolat, s-a scris și s-a spus foarte mult despre el. Ce aduce nou filmul dumneavoastră? Filmul meu este alcătuit în mare parte, aproximativ 75-80-90% din film este inedit. Iată, public un document care se referă la prima încercare a comuniștilor de a demola coloana. Acest lucru se petrece în 1949. Este un document inedit.